Alexandru Calancea este noul șef al secției de cardiologie de la Spitalul Județean Suceava, iar Ciprian Mitric este coordonatorul compartimentului de terapie intensivă coronarieni. Am absolvit UMF Iași în 2007, am urmat un prim rezidențiat în medicină internă, un al doilea în cardiologie, iar în acest moment sunt medic rezident anul 3, cardiologie pediatrică, UMF Târgu Mureș. La Spitalul Județean Suceava, așa cum am spus, sunt din 2015 ca și medic rezident anul 5, urmând să fiu încadrat ca medic specialist din anul 2016. În momentul terminării rezidențiatului în cardiologie, aveam impresia că doar în centrele universitare poți să te dezvolți ca și tânăr medic, poți să găsești resursele necesare pentru a face o medicină de performanță. Am fost contactat, abordat de către conducerea acestui spital. Mi s-au expus dorințele dumnealor de a promova, care sunt resursele, și am fost invitat să văd și să discutăm. Vă spun că am rămas profund impresionat de la prima vizită în acest spital. Am acceptat cu mare drag această ofertă și nu regret absolut deloc pasul făcut. Ba mai mult, mi-am adus și familia din Iași și suntem mutați în Suceava. Sunt medic specialist din 2016. Am absolvit facultatea de medicină generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș în 2011 și am făcut specializarea pe cardiologie în cadrul Institutului de Urgență și Bol Cardiovascular și Transplant din Târgu Mureș. În Suceava sunt din 2017, inițial ca medic pe contract de prestări servicii, iar angajat sunt din 2018 septembrie. Ce pot să vă spun, de când am fost numit ca și coordonator pe unitatea de terapie intensivă, dorința noastră este să obținem câte mai multe competențe și să asigurăm servicii medicale de cea mai bună calitate, având în vedere faptul că în momentul de față Suceava este singura capabilă și singura momentul de față care asigură terapie intensivă coronarieni pe tot județul Suceava. Astfel, noi dorim să asigurăm un act medical de cea mai bună calitate, cât mai apropiat de nivelul centrului universitar. Alexandru Calancea și Ciprian Mitric sunt cei mai tineri medici din țară cu funcții de conducere într-o secție de cardiologie.